Fără doar și poate, toată lumea știe că aveți un cont foarte activ și de Instagram, și pe pagina de Facebook. Cine este curios să intre pe paginile dumneavoastră, vede clar o pasiune pentru fotografie. De când aveți această pasiune? De multă vreme? E, de multă vreme, dar când am putut să îl împărțim cu lumea, atunci am devenit mai pasionat. Și lumea mă întreabă de ce. E, știți, am mulți prieteni în Israel care vor să știe despre viața diplomatică, despre viața care un diplomat trăiește. Și faptul că pot să îi aparțin viața mea cu prietenii mei, e, asta este ceva care îl fac. Și faptul că în in Instagram sau pe Facebook lumea poate să vadă care este o viață care un diplomat israelian trăiește, asta cred că îl face pe lumea să fie interesant, în primul rând. Al doilea este lumea are multe, e, lumea crede sau lumea are o imagine, o percepută despre viața de un diplomat. Și faptul că ei pot să vadă că un diplomat este o persoană accesibil. Este o persoană la fel ca orice altă persoană. E, și asta înseamnă că pot să am o legătură mai directă cu oamenii și să știu și să înțeleg ce oamenii e, gândesc, ce, e, cum se gândește, e, și pot să am această legătură umană și nu numai prin medii de comunicație. Cum arată o zi? din viața unui ambasador. Nici, Nici unul este asemenea cu celelalte. Și asta este ceva foarte pozitiv, Sim, fiindcă este o viață foarte interesantă. Ar fi da. fost prea plictisitor să fie la fel. Și mai ales când e vorba de un diplomat israelian, cred că viața diplomatică de un diplomat israelian este o viață foarte interesantă. E, fiindcă un, e, e, fiecare zi are altfel. E, dar în același timp avem niște subiecte cu care noi ne ocupăm fiecare zi. Dacă e vorba de relația comercială între Israel și între România, în cazul meu, dacă vorbim despre relația culturală, dacă vorbim despre relația politică între guvernul israelian și guvernul roman. Așa că sunt niște componente care sunt acolo, și mă ocup de ei fiecare zi, dar sunt multe componente în plus cu care mă ocup, e, și unul nu, nu este diferit de celălalt. Știți că sunt foarte multe lucruri serioase și foarte importante pe care trebuie să le abordați în timpul unei zile. După care urmează timpul liber. Ce face ambasadorul Israelului în timpul liber? Ambasadorul nu are timp liber. Nu, gândesc, are timp liber. Dar e, vorbesc despre mine, fiindcă fiecare persoană e diferită. Faptul că e, îmi place teatrul românesc, faptul că îmi place opera română, e, faptul că îmi place mult viața culturală care aveți și aveți o, foar, e, aveți o viață culturală foarte bogată și foarte e, de calitate. asta înseamnă că mult dintre Timp liber, care eu am, îl petrec în activitatea culturală. Am un băiat de 5 ani care locuiește în Israel, așa că merg e, foarte des în Israel să îl ved, e, și restul cu prieteni Și am mulți prieteni care mi-au rămas de atunci. Asta este încă un lucru care. E, asta este foarte asemănător între Israel și România între societatea israeliană și societatea românească, faptul că oamenii care când se leagă unul de celălalt, păstrează această legătură și am păstrat această legătură cu câteva prieteni de atunci Care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă cineva ca să fie prietenul dumneavoastră? Să fie un om, atât atunci restul e, dar să fie un om să fie okay. un om bun. Asta este ceva de bază. Restul trebuie să fie interesant, trebuie să, fie, să avem această legătură, această chimie, dar cel mai important este să fie om. Vă mai plac și tot la fel de mult? E, îmi place foarte mult, dar între meu nu îmi da voie să mănânc mai mult decât unul pe lună. <laughs> Faceți sport? Da. Aș vrea acum să vorbim un pic despre concursul Eurovision, pentru că știu că sunteți un susținător al acestui concurs, pe lângă faptul că este văzut ca un concurs geopolitic. Dar chiar de ce credeți că e văzut așa? E vorba de țări. Atunci când e vorba de țări, de țări diferite, atunci e vorba de politică. Eu nu cred că este așa. Eu cred că calitatea de un concurs adevărat există acolo. Eu nu îl ved ca un concurs politic, fiindcă dacă era un concurs politic, nu sunt sigur dacă Israel ar fi câștigat de patru ori. E, și eu cred că concursul Eurovision s-a transformat de la un concurs de cântece la un concurs care vorbește despre Viața. E, și faptul că e, un an Dana International, care a venit cu un mesaj de libertate, e, a câștigat. Faptul că la anul Noah, e, e, la, an, la anul viitor Neta Barzilai a câștigat când a venit cu un mesaj feminist. E, cred că asta este ceva care reprezintă erovizionul în vremea în care trăim. Tocmai aici e acuzarea importantă, că e vorba de transmiterea unor mesaje mai mult decât despre muzică. Asta este arta. Arta este de a... Faptul sau motivul de artei este de a transmite un mesaj. Nu este numai să ne distram. Asta este arta. Ce artiști preferați de aici, din România? Actori? Scritori? Eu, cum am zis, sunt ‫אימפלצ'ה פוארטה מולט ‫תיאטרו רומנסק. ‫מרג פוארטדס לתיאטרול נציונל ‫אייץ' אין בוקורשט. ‫שאם וזאת נישת אקטורי טינר, ‫כרא סונד פוארטה לנטאץ. ‫פוארטה לנטאץ, ‫שכליטתה על תיאטרולוי ‫כראוויץ ווי אייץ' אין רומניה. este ceva care puteți să fiți mând, mândri de ei. Avem și un teatru evreiesc foarte mai bun bagaștere. în București, nu mai punem problema. Avem nu. unul bun la Timișoara, unul bun la Iași, iar de cel de la Iași se spune că ar fi chiar cel mai vechi teatru ev evreiesc. E adevărat. E, dacă vorbim despre actori care îmi place, atunci Maia Morgenstein, care este directoarea al teatru evreiesc de, de, din București, care este o prietenă bună de acum 20 de ani, dar este și o mare actriță.